începem această emisiune cu muzică frumoasă, mai cu seamă că primele noastre invitate sunt două artiste îndrăgite. O vin la noi să ne colinde, dar asta un pic mai târziu. Deocamdată Tatiana Martin este pregătită în scenă să ne cânte și abia aștept să auzim această melodie, care, zic eu, e numai bună pentru o seară liniștită de iarnă. Fericit de vrei să fii se numește, o ascultăm cu plăcere, iar apoi discutăm. Rămâneți cu noi! Pe placul ei, măi, n-o hrănit, o avuția, tot mai bună-i omenia, dragostea și bucuria. Se trece nepetrecută, măi, măi. Fericit de vrei să fii, ține parte inimii, măi. Trăiește pe placul ei, măi. N-o hrăni cu avuția, tot mai bună-i omenia, dragostea și bucuria. Ce frumoasă ești, măi, ce ai făcut de întinerești, măi, măi. Ai dat grijilor de hac și-ai găsit la toate leac, și-ai găsit la toate leac, măi, măi. Fericit de vrei să fii, ține parte inimii, măi. Trăiește pe placul ei, măi. N-o hrăni cu avuția, tot mai bună. O salut cu mare plăcere pe Tatiana Martin. Bună seara, dragă Tatiana, bine ai revenit seara. La noi. Bună seara, bine te-am regăsit. Hai să ne așezăm, eu te iau așa repejor pe canapea, ca să o salutăm și pe Cristina Pintilie. Dragă Cristina, bună seara, bine ai venit sau ai revenit în acest platou după destul de mult timp. Așa este, iată că astăzi venim împreună cu Tatiana Martin, buna mea soră de cântec, deja așa spunem noi ultima perioadă. Vă salutăm cu mare drag și în seara asta. Și ne bucurăm că am venit la voi și ne-ați invitat. Cu mare plăcere. Nici că avem un motiv serios. Da, nici nu aveam cum să nu ne întâlnim ca să vorbim despre lansarea unui videoclip pentru un colind. Se numește Hai, soră, să colindăm.
și o să lansăm împreună aici la Postul Public de Televiziune videoclipul, dar până să vorbim despre videoclip, vreau să vorbim un pic despre voi, despre cum s-a născut această colaborare, pentru că mă gândesc că poate pentru unii e o colaborare mai puțin obișnuită sau neașteptată. Mă gândesc așa, nu știu. Eu cred că pentru mulți este așa un pic neașteptată, dar pentru noi chiar este o plăcere, o mândrie pentru ceea ce am realizat noi. A venit așa totul, zic, spontan, fiind noi ambele la un eveniment. De fapt, am avut toamna asta norocul să cântăm de multe ori împreună și de chiar acolo fredonam noi ceva până ne pregătit de eveniment și zic, măi, Cristina, cântam pe voci și zic, măi, da, vocile noastre chiar se contopesc destul de bine. Uite, n-ar fi rău să facem ceva împreună. Și inițial ne doream o melodie mai veselă, așa, mai comercială, dar zic, dacă vin sărbătorile de iarnă, hai să facem un duet, o colindă frumoasă și de așa a născut ideea noastră. Felicitări. Mulțumim. Încă o dată. Cristina, acum, din perspectiva ta, cum s-au întâmplat lucrurile? Datorită insistenței Tatianei, pentru că la început a fost așa o glumă, am zis că bine, facem, dar mai târziu, să fie momentul potrivit. Și Cristina uitase, dar eu i-am reamintit. Da. Foarte bine, bravo! Bravo, Tatianei, pentru așa. Că ea chiar este o persoană foarte ambițioasă, dacă și-a planificat ceva, nu se lasă până nu vede rezultatul. Și mă bucur pentru că a fost așa, a stat alături de mine undeva, am reușit împreună să ne mobilizăm, să adunăm și lume bună și frumoasă care profesioniști au fost alături de noi în realizarea acestui produs atât de scump pentru noi, pentru că colindul ține de vibrațiile sufletului și în perioada asta și se promovează pe perioadă foarte scurtă de timp, da. Și mulți dintre artiști nu-și doresc ca să investească mult, da, în aceste produse. Dar noi, uite, că suntem așa mai îndrăzneți și zic că nu am dat greș. A ieșit ceva superb. Cu siguranță. Și ceea ce este un produs atât de bun, atât de frumos, atât de cald, cu siguranță nu are termen de valabilitate, ca să zic așa, și o să aibă să dea Domnul, deja o să vedem lungă. În timp cum o să reziste. Doamne ajută. Vedem acum imagini de la filmările videoclipului. Până să vă întreb, fetelor, mai multe detalii despre filmările videoclipului, îmi permit așa să mă adresez cu fetelor, pentru că suntem până la urmă... Da, stăm la discuție între fete, da, așa. Exact. Cristina, mi s-a părut interesant ce ai spus mai devreme, despre faptul că Tatiana te-a motivat sau te-a mobilizat, pentru că îmi imaginez că de multe ori tu ești cea care îi mobilizează pe cei din jurul său, pentru că tu ești, cum să zic, antrenoarea probabil cea mai cunoscută de voci din Da, Republica așa este. Moldova. Să știi că ultimii ani chiar am fost mai mult în spate, în spatele celor care au ieșit în scenă, pentru că am avut mai mult timp pentru ei. Dar iată că și Tatiana a fost cea care întotdeauna mi-a zis că trebuie să cânti mai des, să ieși în față, chiar dacă tu profesezi, oricum nu uita și de partea artistică, adică de artistul din tine. Și care mult ce arăta și a arătat foarte multe, dar cu siguranță mai are multe ce spune publicului. Cristina, știu că ai fost recent în juriu la Crizantema de Argint. Da, așa este. A fost și pentru mine o surpriză, pentru că am fost invitată acolo pentru prima dată în calitate de jurat la Crizantema de Argint. Am fost prezentă și în recital și au fost emoțiile mari, pentru că acum câțiva ani am fost și eu în calitate de concurentă și am luat și un premiu pe măsură, trofeul și marele premiu. Și iată că aceste clipe mi-aduc o satisfacție dublă, probabil. Și împreună cu Tatiana, iată, vedeți, reușim să le facem pe toate, să cântăm și pentru iubitorii de romanțe, Tatiana pentru iubitorii de folclor și împreună și cu un colind de suflet. Da. Haideți să urmărim videoclipul pentru acest colind. E un videoclip, eu l-am văzut, e atât de cald și transmite o energie... Și colorat, nu? Și colorat. Și numai decât să vorbim despre ținutele voastre. Că pe mine asta m-a impresionat cel mai mult, dar haideți să urmărim în premieră acest videoclip și revenim în scurt timp.
Alăninsă de brăduț, am în piept un dor călduț, să mă duc la colindat, pe drumul de mult uitat. Hai să revenit aici la discuții. Felicitări încă o dată pentru ce ați reușit să faceți. Din nou, avem emoții când îl privim, știi? Da? De fiecare dată, nu știu de ce. Așa este, cu adevărat.
Vreau să lămurim, să explicăm, să rupem, să despicăm firul în patru, pentru că spuneam și în timp ce urmăream videoclipul, cred că e un videoclip care conține multe figuri de stil, dacă pot să spun așa. Simboluri, da. Exact. De exemplu, ținutele. Cum ați ajuns la acest concept legat de ținute? De fapt, tot conceptul este gândit de Victoria. Victoria Roșca? Da, Victoria Roșca. Regizoarea videoclipului. Ea ne-a spus până în cele mai amănunte detalii. Uite, fetelor, voi trebuie să fiți așa, așa, împletitura, tot. Adică s-a lucrat foarte minuțios la tot, la orice cadru, orice apariție, orice detaliu, exact. Care este o muncă, și asta o muncă grea. Cu siguranță. Și mulțumim Victoria chiar pentru tot ce a făcut pentru noi, pentru așa o frumusețe de imagine video și ca idee, ca tot. Da, chiar ne-a pus în valoare și au trecut aceste 5 minute, atât durează colindul, foarte repede, într-o clipă și amintiri, un amalgam de emoții te duce de la copilărie la timpul prezent și simți totul la o intensitate maximă. Eu vreau să zic, referitor la ținuta mea, bine, am purtat ambele câte două cămăși. Prima a fost cea tradițională, chiar am luat-o de la mamica mea, care era zestre, deci a fost cusută de bunicuța mea și am îmbrăcat-o în premieră. Pentru prima dată a fost îmbrăcat undeva în fața publicului și chiar dacă are mulți ani, am zis că e valoroasă și se merită să mă îmbrac în ea. Am simțit și căldura aia de la bunica. Cea de-a doua ținută a fost a Victoriei, care mi-a oferit-o cu drag, pentru că așa a crezut ea că... Trebuia cumva să fim îmbrăcate așa ca două surori, știi, adevărate, da. să nu ieșim în evidență prea mult, eu sau Cristina. Și Victoria s-a gândit să fim așa ca surorile. În ce ținută sau în ce ipostază v-ați simțit cel mai bine sau ce ținută v-a plăcut vouă în mod special? Mie îmi place de voi atunci când sunteți împrobodite. Acolo mi se pare că sunteți... Toate au fost deosebite, nu știu, toate mi-au plăcut. Mm. Eu nu port pălărie și pentru mine chiar a fost așa, să mă văd în așa mod, chiar a fost wow, interesant. Dar toate au fost frumoase, zic eu. Da, să știi că în momentul ce filmam, chiar era și pentru noi o provocare să purtăm toate acele ținute, pentru că, cum zici tu, trebuie să te simți bine în ele, dar am avut încredere în Victoria, că ea pe parcursul filmărilor tot zicea, sunteți minunate, arătați fantastic și chiar am fost acolo cu toată inima și am zis că dacă ea a decis așa, are un ochi profesionist și dacă zice ea, atunci și cu adevărat, acum privind rezultatul, îmi dau seama că mai bine ca ea, probabil nu găsea nimeni o alternativă atât de frumoasă și semnificativă. Da, exact. Și mai ales că nu suntem la prima colaborare cu Victoria, eu deja de ani buni muncim cot la cot cu ea pentru produsele care le scot și ne-a reușit. Și mulțumesc chiar Cristine că a avut curajul ăsta să aibă încredere și în mine și în Victoria. Da, eu am văzut produsele pe care le-au făcut împreună și chiar am zis, vai, ar fi o onoare și pentru mine m-aș bucura mult. Tatiana, când mi-a propus, eu zic, sigur, cu mare drag accept și merg cu toată încrederea. Vreau să ne spuneți și cine sunt copilașii din videoclip. Atâția pici drăgălași ați adunat la un loc. Da, toți cunoscuții. Da, da, exact. Am sunat. Eu nu am. Colegii ne-au ajutat, au venit. Cea micuță este nepoțica doamnei Maria Iliuț. Doi băieții ai mei, restul sunt la fel colegi care sunt în ansamblul Crenguță de Iedere și le mulțumim că au fost atât de activi, chiar dacă a fost dificil pentru ei, oră târzie, dar au fost foarte bravi. S-a filmat într-un studio, da? Așa am înțeles. Da, chiar mă gândeam că dacă ați fi filmat undeva afară, nu știu, într-o ogradă, într-o gospodărie, undeva, într-un peisaj, n-ar fi ieșit atât de puternic. Profund, cu impact. Atât de profund, exact. Da, cel fundal negru. Exact.
Da, să știi că și noi am avut idei mai multe, dar Tatiana mi-a zis, stai un pic, avem un regizor care știe. Persoană care are grijă de tot. Și noi atunci trebuie numai să ascultăm și să fim atente la tot ce ne spune. Diviziunea muncii, fiecare să facă la ce se pricepe. Noi ne pregătim cu muzica, Victoria cu regia, Valeriu Cașcaval, să nu uităm că ne-a ajutat foarte mult la aranjament, împreună cu Cristina mai mult s-a implicat. Hai să nu uităm de Cătălina Lungu, care a scris acest text minunat, profund. Îi mulțumim pe această cale. Da, chiar a simțit din prima, pentru că Tatiana a dat doar tonul, să zic așa, ideea principală, hai soră să colindăm, și ea a, știindu-ne pe noi, deja auzind ce am făcut până în acest moment, a făcut niște versuri foarte frumoase. Și să nu uităm de Tatiana Martin, care a semnat și melodia. Tatiana s-a uitat așa, Tatiana s-a implicat. Colin, dar ideile au fost melodia este a mea, dar un pic am mai modificat, mă rog, am adaptat după vocile fiecăreia, pentru că suntem diferite oarecum, dar ne-am dorit să nu concurăm. Să fim un tot întreg în acest colin, da, dar să sune ca o voce, ca o idee comună. Felicitări pentru ce ați reușit să faceți încă o dată. Vin sărbătorile, vă dorim să aveți parte de un sfârșit de an frumos, cald, alături chiar de cei dragi. Chiar e frumos, dacă am scos așa o colindă minunată, zic, chiar este un cel an. Cel mai frumos mod, de fapt, de a încheia un an. Da. Dărim și noi sănătate publicului care ne urmărește și Doamne ajută în toate, la toată lumea. Da, sărbători luminate, pace în suflet și să-i aveți aproape pe toți cei dragi. Cristina, te invit acum să ne cânti. Sper să ne vedem mai des în 2022. Și eu vreau. Nu? Așa-i? Venim și pe stil vechi. Așa, corect. Să vă colindăm. De ce nu? Vă așteptăm cu mare plăcere. Mulțumim. Cristina, te invit în scenă. Mulțumim frumos încă o dată. Succes fetelor. Doamne ajută în toate. Așadar, stimați telespectatori, Cristina Pintilie ne cântă acum. Vă îndemn să rămâneți alături de noi. Începe iar să plouă cu zâmbete de rouă, cu dorurile aprinse sub raza lumii stinse. Acum în miez de noapte, când stelele sunt coapte, aștept o sărutare și o caldă îmbrățișare. Îmi ajunge o singură viață și mai multe nu aș dori. Îmi ajunge o dimineață dacă în ochii tăi aș privi. Ajunge o singură floare ce de rouă se scutură în vânt. Îmi ajunge o clipă în tare de iubire să plâng și să râd, de iubire să plâng și să râd. Când zboară visul și noi sunt
ești salcia ce plânge, sunt râul ce te atinge. Acum când clipa zboară în sunet de vioară, acum când dorul arde, noi nu ne vom desparte. Mi-aș vrea o singură viață și mai multe nu.